Manifestările dedicate eroilor Revoluției de la 1989, debutată în fața Teatrului Tudor Vianu, acolo unde au fost întâmpinate oficialitățile locale și județene, prefectul Nina Carmen Crișu, primarul Nicolae Barbu și vicepreședintele Consiliului Județean Giurgiu Dumitru Gavrilă, iar apoi a fost intonat imnul de stat. Așa cum este tradiția la astfel de manifestare, instituțiile publice, asociațiile și partidele politice, prin reprezentanții săi, au depus coroane de data aceasta la Monumentul Eroilor Martiri. După o scurtă slujbă de pomenire la Monumentul Eroilor Revoluției de la 1989 de lângă Biserica Eroilor, oficialitățile au depus coroane și au asistat la defilarea gărzii de onoare.